Bun găsit, vă spun la ultima ediție din acest an a emisiunii Direct la Subiect, alături de mine colegul Mihai Nicolae de la Observatorul PH.ro, jurnalist de profesie, din când în când pe aici dă și el cu băgător de seamă. Și datător cu părere. Exact. Câteva subiecte pe care le-am tot abordat în această emisiune. Încheiem pe acest an două dintre acestea. Începem cu prima, situația de la Spitalul Județean. Să nu vă gândiți că după mega controlul Ministerului Sănătății, Direcției de Sănătate Publice, Consiliului Județean Prahova, etc., s-a întâmplat altceva în afară de a-l demite pe domnul, mă rog, de a-l face să își dea demisia pe domnul manager Adrian Strâmbean. În continuare primim semnale cum că pacienților li se înmânează liste cu feșe, perfuzoare, leucoplast, seringi, etc. Semn că, deși a fost înlocuit managerul în ceea ce privește achizițiile, dezastrul este în continuare la el acasă, la Spitalul Județean. Am mai săpat și noi între timp în istoricul achizițiilor Spitalului Județean în mandatul domnului Strâmbeanu și am descoperit câteva lucruri interesante. Astfel, potrivit unei note a biroului de audit intern al Consiliului Județean Prahova, în urma unui control efectuat la Spitalul Județean de Urgență din Plești, la activitatea de transport a pacienților au fost descoperite mai multe nereguli grave. Serviciul este asigurat de compania Mediurg, unde director este fostul șef al DSP Prahova, Cristian Văintilescu. Acesta s-a arătat surprins de rezultatele controlului și susține că pot fi interpretări eronate ale serviciilor medicale. Citesc din nota de control pe care o să o vedeți imediat, pentru că tot ce se discută în această emisiune se face pe bază de acte, documente, probe, dovezi. Aceasta este o situație de la UPU, în care apar tot felul de cheltuieli, însă vă rog să vă chiombiți bine, dacă îmi permiteți exprimarea, și să vedeți că la capitolul cheltuieli aferente lenjeriilor de pat la unitatea de primiri urgențe sau costume pentru asistenți și medici, bugetul a fost pe anul 2013 un mare zero. Imediat vedem și nota de control. Aceasta este. Cităm din nota de control. Înscrierea în centralizatoarele de prestări servicii a unor curse fictive de transport intraspitalicesc și înscrierea unor distanțe neconforme cu realitatea. Cu alte cuvinte, pacienții Spitalului Județean erau transportați și pe hârtie, nu doar cu ambulanța, iar distanțele pe care le deconta conducerea Spitalului Județean erau mai mari, evident, decât cele în realitate. Pentru că suntem deontologi, vă citesc și punctul de vedere al lui Cristian Vintilescu. Sunt acuzații extrem de grave care trebuie probate. Noi am pus la dispoziția auditorilor toate documentele solicitate, însă nu am fost informați despre această situație. Cred că acea notă de control ar fi trebuit să conțină și punctul nostru de vedere. Precizez că nu am fost nici măcar chemat să ne susținem acest punct de vedere, mai ales că am fost confruntați cu interpretări eronate ale unor servicii medicale din cauza cărora am și fost ținta unor atacuri nefondate în presă. Acum, eu mi-aduc aminte de un atac cu ghilimele, fix din anul 2000, la 2010, începutul anului 2010, când domnul Cristian Vintilescu, pentru că afla așa tabloul acestei afaceri, domnul Cristian Vintilescu ocupa funcția de director al Direcției de Sănătate Publică Prahova, iar firma care atunci era cedată soției a încheiat un contract cu Spitalul Județean, atenție, pe 31 decembrie 2009. Deci, înainte de Revelion, s-a făcut o selecție de oferte și domnul Vintilescu, prin compania domniei sale, familiei sale de la acea vreme, a câștigat acest contract. Iată, aflăm în urma unei acestei note de control a Consiliului Județean Prahova că au fost decontate, cel puțin așa se arată în documentul respectiv, au fost decontate mai multe curse fictive de transport pacienți. Te miră, domnul Mihai Nicolae, păi, lucrul acesta? Haideți să vă citesc din Observatorul câteva titluri. Recunosc că mare parte dintre ele sunt rezultate ale documentării ora mea, ora ta. Da. Da? Și să vă zic.
titluri din anul 2010, 12 ianuarie 2010. Da. Mediur, firmă fondată de directorul ASP la vremea aceea, da. DSP Prahova, transportă bolnavii de la județean după o negociere cu Cântec. Și da. O să revin la asta. Da. Mediurg a câștigat licitația de la județean după ce Vintilescu a anunțat un control care ar fi durat 3 luni. Da. Ca să înțelegeți cumva de ce DSP-ul n-a fost niciodată în control la spitalul județean, da? Nici cu Vintilescu director, nici după ce a plecat domnul Vintilescu. Legal, dar imoral. Mediurg, firma fondată de șeful DSP Prahova, consultă pe Pangrei angajații spitalului județean. Un caz ce a revoltat spitalele din, medicii din spitalele ploieștene. Asta îmi amintesc cazul ăsta pentru că m-au sunat mulți medici. Da, da, da. Și tu l-ai o asistentă care a făcut criză în gardă la spital a fost transportată mai întâi, deci era o asistentă la Boldescu, a făcut o criză, nu mai știu, cardiacă, dacă nu mă înșel eu. A fost transportată mai întâi la Mediurg, unde i-a fost facturată, deci asistentă de la o secție a Spitalului Județean, a oprit mai întâi la Mediurg pentru a fi facturată și după aceea transportată la Spitalul Județean. Lucrul ăsta știu că a scandalizat enorm de mult pe medici, pontuiel primindu-l de la un medic atunci. Mă rog. Multe. Director la Schuller, deci, acolo consultații la Mediurg. Atacuri pierdută nefondate ale presei. Da, astea atacuri nefondate. De-aia am simțit nevoia să revin la, la articolele vechi. Și acum haideți să vă spun cum a luat Mediurgul, cel puțin primul contract, că până atunci nu avusese contract de transport intraspitalicesc. Da. Transportul intraspitalicesc înseamnă acel transport al pacienților de la o secție la alta a județeanului. Da. O afacere extrem de bănoasă. Extrem de bănoasă. Atunci a fost un scandal mare cu o firmă din Constanța. Bun. Dar cum a fost scos din joc, până atunci transportul ăsta intraspitalicesc fusese făcut de către ambulanța Prahova. Da? Și cum a fost scoasă ambulanța din joc? Da? Ambulanța, serviciu public. Da, da, da. Domnul Vintilescu era director la DSP. Da. Spitalul a constatat că trebuie să reînnoiască contractul și iată ce s-a întâmplat. De aproape o săptămână, bolnavii care au nevoie, articolul este publicat în 2010, vă repet, și scris chiar de domnul Marius Nica, ci de față. Sunt transportați de la spitalul, la Spitalul de Județean de Urgență Ploiești cu mașinile companiei Mediurg, societate fondată de domnul Vintilescu. Da? Patronul firmei Perdante susține că negocierea a fost trucată, miza financiară fiind importantă, 10.000 de dolari lunar, aproximativ contractul, da? Da. Bun, și o întreagă poveste, cum a câștigat la leu diferență, dacă nu mă înșel eu, domnul Vintilescu. 10 bani. 10 bani diferență domnul Vintilescu față de domnul, de concurentul său. Și modalitatea în care a fost susținută procedura. Bun, eu vreau să vă spun despre ambulanță, nu dau acum de articolul respectiv, dar să foarte exact, că mi-amintesc perfect cum s-a întâmplat. Spitalul județean, domnul ăsta Strâmbeanu, a constatat că peste o vreme rămâne fără servicii, nu mai sunt în contract și a organizat o procedură. Da. A organizat procedura așa. Luni la ora 17 a trimis, sau 17, deci după orele de program, da, a trimis o adresă pe faxul Serviciului de Teritorial de Ambulanță Prahova, ca a doua zi la ora 9 să se prezinte, dacă vor, cu oferta la selecția de a doua zi pe 31 decembrie. Nu mai știu de ziua, nu, dar de la ora 17 până a doua zi la ora 9, da? Trebuia să-și facă serviciu public de ambulanță, toată documentația, să vină cu o ofertă mai bună decât a domnului Vintilescu. Evident că lucrul ăsta nu s-a întâmplat și evident că așa a luat domnul Vintilescu contractul, da? Da. Ce a însemnat asta? Că un serviciu public a fost zburat, da, scos dintr-un, a pierdut o posibilă, o serioasă sursă de venituri, da, în timp ce un privat, care la vremea aceea, în care la acea vreme erau asociați fiul, soția, că domnul Vintilescu ieșise, directorului DSP, a câștigat serviciul respectiv. Interesant este că de atunci până acum n-am auzit de vreo penalitate în această afacere, pe care noi am descris-o în extens. Da, da, da. Da, și multe, multe. Contract de medicină a muncii cu Spitalul Județean, făcută între aceiași, n-am auzit niciun fel de chestie. Ideea e că ăsta este Spitalul Județean de Urgență și nu se pune problema unei subfinanțări. Asta a constatat-o și Arafat, da? Corect. Deci nu se pune problema subfinanțării. Da, că sunt probleme cu finanțarea, dar niciun caz a subfinanțării spitalului. Problema este acele padele pentru defibrilat
luate de 10 ori mai scump din piață, aceste tipuri de servicii încredințate în felul ăsta, acea hârtie pentru EKG luată la ori de 12 ori mai scump decât în restul pieței. Da, exact. Aici e problema la Spitalul Județean. Iarăși, internările alea fictive de care vorbeau oamenii, la care sau reale, dar închipuite, în sensul în care te duci la domnul șef de secție cu tare, nu o să dau nume, deși mă mănâncă rău limba, la clinica privată cu tărică, acolo ți-a între 700 și 1.500.000 de lei vechi consultația, după care te cheamă la spital ca să-ți facă analizele pe banii statului, pe banii spitalului. Da, și apoi te mai cheamă o dată la clinică să ți le interpreteze. Da, unde îți plătești de nou. Da, exact. Da. Despre asta vorbim noi. Asta e Spitalul Județean. Tragic este că, așa cum spuneai tu, a fost schimbat Strâmbeanu, dar situația a rămas aceea. Da, în continuare, zona asta a achizițiilor publice este deficitară. În continuare, bolnavii mănâncă aceeași hrană de 2 bani. În continuare, sunt obligați să cumpere medicamente și tot ce ține de intervenții chirurgicale. Adică, controlul a plecat. Am fost în Spitalul Județean la un prieten recent de seară, acum 2 zile, și spun cu supoșenie că nu s-a schimbat nimic. Ca aspect general. Da. Absolut nimic. A dispărut și mirosul de clor, dispărut și curățenia. Era un curent și o nebunie. Nu, și oamenii merg acolo și văd. Asta e tragic. Asta e tragic. Eu sunt foarte curios care este opinia doctorului Oprea după ce post-control, știi? Na. Pentru că ca orice naiv, da, a pornit în demersul ăsta având un scop, da, și anume să schimbe. Da. Sunt foarte curios și de-aia interesant să avem o discuție cu dânsul. Da, și pentru ăia care spuneau pe diverse canale media, bă, Oprea e nebun, nu le-a ieșit asta cu nebunia, vedeți că vrea să ia locul lui Strâmbeanu, doctorul Oprea a declarat public că nu este interesat să participe la niciun fel de examen de conducere și spune, domne, eu nu sunt făcut pentru a fi manager, rămân la stadiu de doctor. Ca să îi liniștim pe aia care spuneau, domne, de fapt Strâmbeanu este bun, dar Oprea vrea să ia locul. Bun, deci stați liniștiți, Oprea nu vrea să fie managerul Spitalului Județean. Bun, hai să continuăm în același registru. În același pozitiv. Registru, de data asta schimbăm totuși obiectul. Piața Maluroș. Bun. Înainte să ajungem acolo, vă prezentăm câteva documente despre modul în care se fac în continuare procedurile de închiriere la hale și piețe. O să rog pe colegul meu să dea drumul la cartoane, o să vedeți și cât câștigă. Acesta este un anunț pe care Hale și Piețe l-a făcut, un anunț publicitar, în care ăsta trebuia să aibă loc pe 18 noiembrie. Scandalul cu licitația când a mers site-ul, da? După, avem imediat acea adresă prin care spunea că pe site-ul Hale și Piețe. Eu sunt curios dacă cineva cercetează. Da? E un caz simptomatic ăsta. Da. Cum se fac achizițiile? Cum se fac închirierile? O chestie de similară a avut loc și la SGU. Da. Am discutat despre asta săptămâna trecută, da. Deci de vină a fost site-ul care s-a blocat fix când trebuia publicat anunțul. Și uitați aici un anunț. Și avem aici un anunț. Cum se face un anunț, de fapt, da? Exact. Pe data de 10 decembrie, ora 11, licitație publică deschisă cu strigare. Și aici îți spune în exact cu tare loc, cu tare locație, da? Ce suprafață, ce obiect de activitate. Da, să nu te duci ca să prostul. Știi de când ai intrat pe site-ul Hale și Piețe, dacă te interesează sau nu, să te duci să cumperi caietul de sarcini la societate să vezi dacă merită sau nu să te bagi. Corect. Mergem mai departe. Deci ăsta a fost singurul anunț dat sub mandatul lui Ilie în felul ăsta. După aia și-a revenit. După care au revenit anunțurile de genul primului văzut. Avem aici o hotărâre definitivă și irevocabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, prin care Hale și Piețe S.A. Ploiești are de plătit numai puțin de 1,2 milioane de lei fostului administrator al Oborului, societatea Nabo Group, da? Deci, din start, 12 miliarde de lei vechi.
da, trebuie achitate din bugetul Hale și Piețe, că alimentat Ilie de primăria forțat, Ploiești. A forțat asocierea aia cu firma din Joița, județul Giurgiu, având oborul grevat de acest litigiu. Exact. Iarăși o chestiune care merită analizat. Bun. Mai exact, 1.062.228 de lei, la care se adaugă 24.509 lei cheltuieli de judecată. Aceasta a fost decizia Curții de Apel, care a fost încuvințată și de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Deci interesant este că, ce vrem noi să arătăm, este că la Hale și Piețe se întâmplă multe lucruri, toate sau cele mai multe dintre ele, de tipul ăsta, în care corect, societatea are de pierdut. Are niște proceduri ciudate sau are de pierdut? Bun. O să vedeți imediat cum arată superbele serbări ale zăpezii. Aveți în imagine, probabil dacă ați trecut prin zona halelor centrale, niște superbe gherete izolate cu folie de plastic. Cred că așa ceva mai vezi la târgurile sătești. Ia uitați, doamnelor și domnilor, cât de superbe sunt aceste spații comerciale amenajate de domnul manager Emanuel Ilie. În Buricul Târgului. Da, e superb. Vă place, nu? Și mie. Deci v-am spus, cred că la târgul de la Urlați sau ceva. Nu cred. Nici măcar acolo. Iar aici este anunțul prin care suntem informați de acțiunea desfășurată de Hale și Piețe. Este vorba de serbările zăpezii. A? Ia uite ce frumos. Alea schioșcurile de la serbările zăpezii. Avem aici, dragii moșului, ca, dacă toți sunt performanți, cei de la Hale și Piețe, și salariile șefilor. Domnul manager 4.900 de lei, directorul ajung 4.000 plus 25%, spor vechime 5.000 de lei, consilierul managerului, între timp, înțeleg că a devenit director adjunct, 3.400 plus 10% spor vechime, 3.740 de lei. Un șef de serviciu ia între 1.975 și 2.350 de lei. Un șef de birou 2.200, un șef de piață 2.313 lei. La sumele acestea adăugați dumneavoastră sporul de vechime, care poate ajunge inclusiv la 25%. Avem și drepturile financiare ale managerului Hale și Piețe S.A. Ploiești, Emanuel Ilie, care are dreptul să primească, conform contractului de management, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, un premiu anual de 12 salarii. La care a promis și a repetat promisiunea că renunță dacă anul ăsta o să aibă profit. Prietene, nu prea are cum să aibă profit numai din moment așa ce... Așa a promis domnia sa, că renunță. Primirea în folosință pe durata mandatului a unui autoturist cu șofer, telefon mobil, tehnică informatizată, cu cod de contare a cheltuielilor aferente. Ia uite. La finalul mandatului... Deci asta mai înseamnă, stai că spun eu, că vorba aia, eu mă ocup și cu vărțogăraia dată la șofer, mine, mașină, prăvălie. Telefon mobil, laptop... Deci asta înseamnă pentru domnul Ilie cheltuieli, deci beneficii, așa se cheamă asta, pachet salarial motivant, mai înseamnă mai pui la aia 4.000 de lei... 4.900. La aia 5.000 de lei, mai pui încă minim 7... Dânsul este domnul Ilie. Minim 7.500 de lei. Da, ca să înțelegem unde ajunge, că nu e atât... Da. Nu, la finalul mandatului sau în cazul încetării contractului, managerul va primi contravalorea 5 remunerații lunare, deci 5 ori 1.000 de euro, 5.000 de euro, cu condiția să fie îndeplinite obiectivele și criteriile de performanță, iar acesta va fi asigurat, va avea asigurat în cadrul societății un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale. Da, adică se întoarce inspector ce era dânsul. Da. Bun. De exemplu, inspector de parcare, știi că a inventat niște funcții. A inventat, da. Peste tot. Până și secretara era inspector compartimentul secretariat. Inspector, prietene. Cine ești? Inspector gutare de la tichete. Bun. Nenorocirea e că toți ăștia sunt plătiți pe bani grei de noi. Haideți să vedeți cum arăta piața Malul Roșu. Și ajungem, da, asta vreau să spun. Și acum ajungem la subiectul pentru care am făcut domnului Ilie și activității dânsului din ultimele săptămâni, așa o glorioasă trecere în revistă. Da. Ca să arătăm că acest cetățean, extraordinar de performant, ca manager, un exponent al administrației domnului primar Iulian Bădescu, un tip pe care domnul Iulian Bădescu îl ține în brațe mai ceva decât pe Sfintele Moaște și pupila... E. Când e vorba ochilor, de o contră cu PNL-ul, are grijă să spună, că el e liberal. Da, dar până atunci îl ține în brațe mai ceva decât... Deci eu am constatat că Bădescu iubește la Ilie mai ceva decât iubește la oricare alt PSD-ist din jurul lui. Cred că e la concurență cu Donald. Nu cred. Cred că Ilie e mai iubit. Am înțeles. Posibil. Da. Pentru că este inadmisibil la ce situații jenante, în ce situații jenante l-a pus Ilie pe Bădescu, Ilie să
Da. Continue. Și haideți... o să vă argumentez și de ce sunt atât de pornit. Da, da, da. Haideți să vedem fotografii și filmulețe de la cum arăta piața Malul Roșu, nu credeți că s-a inaugurat între timp, pe data de 16 decembrie. Când ție să vă personal, spun. Personal, prietene, vă mai personal ți-a zis. Eu am avut împreună cu colegul meu acei de față, Marius Nica, una dintre puținele emisiuni, o prezență la una dintre puținele emisiuni de genul ăsta al nostru cu invitat, în care a fost prezent domnul Ilie. Și în urma acelei emisiuni, sau nu, chiar înainte am avut o contră cu domnul Nica, pentru că dau din casă acum, da. Domnule, hai de tot să nu mai fim atât de agresiv cu domn de genul Ilie, Donald, da. Bla, bla, bla. Pentru că, vezi, doamne, e păcat să-și expună punctul de vedere. După emisiunea respectivă, i-am promis domnului Ilie că nu o să mai scriu un rând, nu o să mai vorbesc o vorbă despre ce se întâmplă în compania dânsului, cu două condiții. Una, să dea piața în folosință pe 5 decembrie, era ultimul termen anunțat atunci, și că ne răsase pe noi mască. Și doi, să-mi răspundă la telefon pentru a putea regla eventualele carențe în documentările mele. Pentru că eu, neavând răspunsuri clare de la dânsul, logic îmi pot fabula, da? Bun. S-au întâmplat următoarele două evenimente. Noi am fost fair, ne-a respectat partea asta de înțelegere cu domnul manager Ilie, dânsul n-a fost fair. Și vă spun de ce. Pe o dată ulterioară, anterioară dată de 5 decembrie, a apărut domnul primar care a spus că piața o să fie inaugurată la finalul anului. La finalul anului. Fără să spună... Undeva la finalul anului 2013, dar sigur, este o declarație fermă. Apropo, domnul primar Iulian Bădescu, am înregistrat, vă fac de panoramă tot anul viitor, dacă piața Malul Roșu nu e gata până la 31 decembrie, că înseamnă că primarul Iulian Bădescu chiar nu are cuvânt, ceea ce pe mine m-ar mira. Sau poate a fost indus în eroare. Da, a fost singura dată când Bădescu a făcut gafa să spună un termen. Să pună un termen pe mâna unui director din primul... Nu neapărat lui Ilie. Bun. Deci eu așteptam chifteluța aia, o am înregistrată, o să o public în repetabile rânduri. Da. Bun. Ei, ai și domnul primar și zic, mă, haide, ce să mai o să zică lumea că suntem foarte cârcotași. E limpede că domnul Ilie se zbate, se chinuie. Nu, face eforturi. Ei, nu trece multă vreme, cred că vreo 3 zile și văd la colegul Cristescu, Eugen Cristescu pe site, o declarație a domnului Ilie, mă scuzați, mă enervez, în care domnul Ilie spune că din cauza unor lucrări ascunse pe care le-a descoperit, canale, țevi, cabluri, ascultă-mă, 200 de metri termenul pătrați. Se prelungește până cel de vreme pe 10 ianuarie. Da. Da? Făcând cumva ceva pe cuvântul primarului, care tocmai ieșise cu 2-3 zile înainte, da? Bun. Nu, ești tu prea să nu uităm că a ieșit și în Consiliul Local de vreo două ori și a avansat termene. Bun. Da. Eu atunci, de bună credință și în virtutea discuției gentlemanești de-am avut-o cu dânsul, telefon, domnul Ilie, vă rog frumos, spuneți-mi și mie, e corect ce scrie la Cristescu? Este declarația dumneavoastră? Paranteză, enorm de mulți oameni mi-au spus așa, că domnul Ilie spune așa, domne, n-am făcut eu aia, mă jur, sau mă rog, mă vede Dumnezeu, după care iese și spune, fă-ne-ne așa. Bun. Bun. Că nu e un om de cuvânt, da? Că minte de îngheață apele, că minte cum respiră, da? Da, bun. Bun. Și domnul, acum pot să spun și eu asta, da, domnul Ilie minte cum respiră. Și eu o să vă spun deci. Ce ți-a răspuns? Domnul Mihai, nu credeți, domnule, ce scrie acolo. Mi-a răstălmăcit cuvintele, da? Eu vă promit că inaugurez piața Malul Roșu cel mai târziu, da, cel mai târziu pe 16 decembrie. Da, cel mai... Domnul Ilie, fiți atent cum scriu un rând. Suntem în 18. Domnul Mihai, vă rog frumos, pe 16 decembrie. Bine, o să fie niște probleme, că am descoperit acolo niște găuri, niște... Da, le zic, domnul Ilie, nici nu mă interesează. Ideea este hala, o să fie gata pe 16 decembrie. Domnul Mihai, nici nu se pune problema, da? Motiv pentru care în emisiunea de săptămâna trecută am zis că nu vorbim, că mai lăsăm, avem un termen, lăsăm, da? Lăsăm, da? Bun, domnule, și pe 16 îl sun să mergem să vedem hala. Suntem în, nu știu, în cât suntem 18. Azi. În 18 suntem azi. Ei, domnule, nu numai că nu mi-a răspuns, dar nici nu m-a sunat înapoi. E, vezi? Deci hai, m-a mințit ca un mincinos care îngheața apele cu minciunile lui, înțelegi? Pentru că eu cred că domnul primar Iulian Bădescu a făcut ceva pe cuvântul dumneavoastră și o să se ducă undeva în ianuarie. Prietene, vezi, aici tu vezi întotdeauna... Jumătatea plină a paharului, da. Goală a paharului. Ba nu, plină. Pentru că de estetică eu nu m-am luat. Eu de la Donald încoa, eu de când l-am văzut pe Donald mândrindu-se cu mașinile alea, cum să spun eu, bă, am văzut în Copenhaga, în cartierul, e un cartier acolo al Flower Power, unde se duc aia drogați, acolo am văzut ceva
ceva asemănător. Da, ceva asemănător, înțelegi? Deci, eu când am văzut Trabantul ăla în fața mall-ului, am zis, omul ăsta are un simț al esteticului pe care e vorba de urban style cu d-astea. Urban style. Înțelegi, de nici la el, nu-mi dau cu părerea despre piața, nu, dar asta cu piața, vezi, jumătatea goală. Ia, zi-mi tu jumătatea plină. Jurnalul pe h.ro. Ia, spune. Today. 18 decembrie. Asta e nou. Titlu. Prima piață închisă din Ploiești. Cităm. Distrusă de un incendiu puternic în urmă cu peste 6 luni, piața Malul Roșu va deveni cea mai modernă piață din Ploiești. Complet închisă, beneficiind de cele mai moderne dotări. Lămâie. Măi, n-au găsit, lămâie, bă, n-au găsit lămâie. Conductele, așa. Piața din cartierul ploieștean are toate premisele de a deveni favorită. Ca să știți, jurnalul PH.ro este un ziar despre care se spune că... Se spune că, pentru, că este al consilierului local PNL, George Botez. Un avocat de succes, un distins membru al comunității. Așa, zi mai departe. Îi place, că se zice aici, domnului Botez. Îi place. Dacă îi place domnului Botez, e perfect, toată lumea e mulțumită. Piața este amenajată pe structură metalică. Perfect. Cu panouri termoizolante. Da. Are luminatoare și va fi prima piață din oraș care va fi încălzită iarna. Băi, iar vara va beneficia de aer condiționat. Băi, da. Mi-a zis un prieten, ai auzit, bă, ce fac nemții la campionatul mondial? Ce fac, mă? Bă, au văzut că îi prească un hotel și își construiesc în 3 luni un complex, un cartier. Da. Băi, aici vorbim de 400 de metri, cum a rectificat cineva, ziceam 2000. Da. 400 de metri pătrați de piață, bă. Emanuel Ilie, directorul SCH și piețe, ne-a explicat și de ce au întârziat lucrările. Au fost țevi de dedesubt. Îmi doresc ca toate piețele din oraș să fie modernizate. Poate apelați la Moș Crăciun. Lucrările au întârziat din cauza unor conducte de canalizare descoperite, cred că a vrut să spună semnatorul articolului, dar mă rog, sub piață. A trebuit să așteptăm să fie mutată, iar acest lucru a însemnat prelungirea termenului de finalizare. Marius, uite acum, că facem iarăși direct, sărim un pic cadrul emisiunii programat. Așa. Intră pe incomod.ph.ro. Așa. Și vezi cum spune domnul colega al nostru Cristescu, fost candidat la primăria Ploiești. Da. Că domnul Ilie minte de îngheața avele și nu, eu tind să-i dau dreptate lui Cristescu. Cred. Nu facem. Ba da, ascultă-mă ce spun. Când, mă, e o astăzi? Să spună strict de canalizare. Nu, de un pic canalizare. Mai am înțeles. Spune că el a întrebat la niște deștea de utilități, cum ar fi Apa Nova, care au spus că sub hală, sub piață, nu există canale. Foarte tare. Uite, înțelegi? Mă. Da. Ia vezi. Emanuel Ilie minte. Sub piața Malul Roșu nu există rețele de apă și canalizare. Bă, e superbă. Este superb. Bă, deci cum înțelegi, mă? Ia fii atent trăiți. Măi, omule, deci eu sunt supărat, eu recunosc. Vorbesc acum supărat, dar la modul frumos pe domnul Ilie, că m-am mințit. Nu, dar altceva. Nu, mă, stai puțin, că uite, domnul Nicolae Cernat, directorul Apa Nova, spune... Nu există nicio rețea de apă și canalizare sub piața Malului. Și acum citește jurnalul PH al lui domnul Botez, coleg de partid cu domnul Ilie. A trebuit să așteptăm să fie mutate țevile de canalizare descoperite sub piață. Băi, dar totuși, uite, zice așa. Ce panorama, directorul Hale și Piețe este convins că lucrările vor fi finalizate înainte de finalul acestui an, iar noua piață din Malul Roșu va începe să funcționeze la capacitate maximă încă din primele zile ale anului 2014. Băi, am rezolvat cazul. Prietene, dacă nu o termină, eu spun, deci eu ce-i pregătesc după descupătate ma piața Malul Roșu, nici termină, el nu știe. Mă, deci îl ține numai miștouri, băi. Ars, e al cincilea, al șaselea termen, mă, pe piața, care le avansează. Piața a ars la începutul, pe 12-3 mai. N-a avut asigurare. N-a avut asigurare. Nu e nimeni tras la răspundere pentru asta. Domnul Ilie a considerat că dacă tot se apucă să modernizeze, nu mai are rost. E ca și când eu nu-mi bag mașina în serviciu, o repar, așa că nu fac RCA cu care să circul. O aberație. Mai. Iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, până și decembrie lejer. Deci rețineți, nemții fac în Brazilia. Două luni. În două luni cartier cu 4-6 de înțelegi? Case. Ilie la play. Băi, deci știi care e paradoxul? Apropo și de meschinul ăla de brad de plastic din centru. Băi, vezi că e frumos ăla, băi. De meschinul deci ăla brad la Paris, frumos. New Hampshire, da, și m-am citit centru, eu pe undeva. Știi care e chestia? Deci ce e aerea? Bă, Ploiești un oraș care este bogat, mă. Este un oraș cu oameni deștepți. Mă mai uitam la chestie. De la Volosevici încoa se întâmplă un lucru absolut înfiorător în Ploieștiul ăsta. Da, eu sunt ploieștean prin adopție, nu sunt ploieștean. Dacă aș fi ploieștean, dar și nefiind ploieștean, da? Măi, fratele meu, deci dacă te uiți la funcțiile din administrația publică locală ploieșteană în ultimii 6 ani, o să vezi Buzău, și afaceri, da? Giurgiu, ia Lomița, pe cuvânt de onoare, dacă vezi o firmă altele decât alea de asfaltări, da? Probabil că era, nu, a venit Delta ACM, rezolvă tot, da, rezolvă, pe următorii 8 ani vine aia din București. Înțelegi? Bun.
Ca să rămânem tot în mediul ăsta festiv, da, că mi-am lăsat aminte de bradul domnului Donald. Domnule, trebuie să știe oamenii ăștia care se uită la noi, mă. Ne chinuim din noiembrie să aflăm cât costă bradul. De pe 19 noiembrie. Da? Cât costă bradul ăla, da? Nici astăzi, cei de la SGU, domnului Donald, nu sunt în stare să ne... Deci nu că nu vor, nu sunt în stare, că eu asta am înțeles, da? Să ne spună cât costă bradul. Deci veioza aia de 3 metri, da? Da, urcată pe fântână artezian. Am vorbit în toate felurile, posibile și imposibile. Domnule, spuneți-ne, pentru că acolo este o chestie, deci pute atât de urât. Eu vă repet, eu am primit un pont cu un brad similar dintr-un oraș de pe malul Dunării. Da. Da? Și de data asta, poate îl iuțesc calculele, am aflat cu un brad care ar costa undeva în jurul la 10.000 de euro. Oh, super. Înțelegi? Super, da. Bun, nu, dacă ăla ar costa 10.000 de euro... Nu, dar dacă domnul Donald... Nu mai înțeles nici filozofia managerială a domnului Donald, dacă domnul Donald încasează de la primăria Ploiești 140 de milioane ca să-l monteze, să-l cocoațe pe fântână artezian și să-l bage în bagajul unei mașini, era să zic tir, da, mă scuzați că am la am avut o discuție halucinantă. 150 de milioane de lei vechi. Atât costă demontat mizerie deci, ca să respectivă. Înțelegi, eu mă știu de multă vreme, de foarte multă vreme, cu directorul adjunct de la SGU, de la Negulescu, Ovidiu Negulescu. Uh-huh. Mă rog, am întrerupt noi comunicarea, viața, da, cu e-mail. L-am regăsit în funcția asta de director adjunct. Din cauza, să spun, a poziției pe care o am eu ca jurnalist, noi ca ziar, noi în emisiunea asta, în raport cu primăria, am încercat totuși să nu am cu el, să nu încheg o relație, să nu-l pun într-o situație, că mi se prea incorrect din partea mea. Da? Omul, până la urmă, până în mijloacele lui, a ajuns acolo. Da? Bun. Am ajuns să am o discuție infernală cu Negulescu, pe care îl cunosc, mă repede, foarte multă vreme, pe marginea acestui nenorocit de brăduț. Care e foarte frumos. Da. E ieftin și i-a dus la Negrești Oaș. Deci de când i-am văzut cu panoramele de mașini, cu varza decorativă în centru, băi, mare, sunt niște chestii care nu se fac, înțelegi tu? Da, sau nu se fac în ideea mea despre ce înseamnă esteticul urban. Mă, nu pui varză în mijlocul orașului, o chestie logică. Pentru ei, frumos înseamnă domnul altceva. Domnul Donald mi-a făcut apologia verzei. Da. Înțelegi? Deci l-am înțeles. Eu din momentele am început clar, mi-e foarte limpede, că avem definiții și viziuni total diferite asupra esteticului. Avem doi ponei diferite care pasc în centrul orașului. Băi, se mai miri că au pus varză. Au adus niște ponei că era mai ieftin. Spun eu, domnul Donald a considerat că este mai ieftin. Bine, a adus ponei, dar nu e obligat pe ea să le pună în sacul la fund, cum se face în orașul european, Viena. Nu? Unde mai găsești brad ca și cel ponei din vești? Da? Da, o săcuțul la fund. În fața la hale, în fața lua mărâtul de cheia. Pas gazonul. Întrețin iarba, da. E genial. Niște căsuța, rațe, deci, niște rațe. Puneau ieslea cu scena nașterii în fața la comedii, da? Da. La ciocane, mașini cu ștate. Au luat-o de acolo, că au pus de la observator. Au dus-o și au pus în locul ei căsuța lui Moș Crăciun. Da. Du-te ea noaptea, da? Du-te și vă recomand, faceți exercițiul ăsta. Iarăși chestie care ține de gusturi. Vă repet, mie mi se pare aiurea, nu spun că e. Da. Sau că e mod obligatoriu. Uh-huh. A pus acolo căsuța lui Moș Crăciun. Băi, e întuneric, e bezna acolo, înțelegi? Da, mă, ora, deci ai mașinuța pocnitoare în față și căsuța lui Moș... Deci nu e mediul ăla, știi? Acolo. Dă și el prăjiturele. Când am fost, nu era, dar... Mă rog, este, că scrie acolo căsuța lui Moș Crăciun. Bun, dar asta e deja detalii, înțelegi? Luați-vă faza foarte tare este, deci intrând în zona serioasă, și asta discutam cu Negulescu, domnule. Aici discutăm despre o achiziție de 1,3 milioane de 1,2 milioane de lei. Doar închiriat. Da, care nu contează, da, o achiziție care nu știm cum a fost făcută, da? Da, pentru că în mod sigur asta n-a fost licitată. În mod cert, nu aveau termenul legal. Mm. Ori dacă este așa, e o chestie cumplită. Ca să nu mai spui că sunt atât de cum să folosesc un termen blând. Sunt atât de neinspirați, încă, deși aveau prevedere bugetară pentru iluminat, ei au descoperit că au iluminat festiv undeva în decembrie, da? Atunci, în sfârșitul noiembrie, începutul decembrie, da? Atunci au descoperit că au nevoie să ilumineze orașul festiv. De-aia arată orașul cum arată. Am fost la o ședință a Comisiei de Patrimoniu, unde a rămas mască. Deci nu știau, nu mai știu când am fost, în decembrie am fost, când au picat primii fulgi de zăpadă în Ploiești, da? Sau tot la finalul noiembrie.
Dom'le, nu știau câte tarabe o să pună, câte chioșcuri, ce fel de chioșcuri, unde, cum, în ce fel. Direcția de patrimoniu a Ploieștiului, da? Păi, n-avea un regulament al târgului de Crăciun. De-aia domnul Ilie și-a pus la el acolo folie neagră, nu? Cu albastru. Deci nu mai spui de aspect, nu mai spui de nimic. Dar fiecare face ce vrea mușchiul lui, știi? Da, corect. Dacă spui ceva, înseamnă că ești, n-ai simț estetic, ești cârcotaș. Și corect. Nu spui frumos despre dânsii, da? Cum, de exemplu, piața Malul Roșu n-a fost făcută din cauza la... Niște conducte care nu există. Bun. Da. Deci, domnul Ilie, concluzia. Mie mi-a spus că pe 16 mergem să vizităm piața. Da? Și rețineți, n-am nici eu, nici neamurile mele, nici neamurile neamurilor mele, nici neamurile neamurilor mele. N-ai tarabe, mele, nu vinzi gogoșar, nu ai... Nici cel mai mic interes tangențial, oarecum, cu piața Malul Roșu. Dar mi se pare atât de jignitor și de aberant și de... Cum să spun eu? De, băi, ca un neputincios să fie ținut în brațe de un primar și să-și bată joc. Da. Că asta se întâmplă de un oraș întreg. E, uite că se întâmplă. Malul Roșu, Enăchiță, Văcăresc, sunt vreo 30.000 de ploieșteni. Da, în care... primei, eu am mai zis, să sufere, exact, mă, să sufere toți, mă, să o ducă ei bine. Pregătesc pentru anul viitor niște materiale de să nebuniți, să vedeți în ce s-au transformat societățile din subordinea primăriei Ploiești și a Consiliului Județean. Să vedeți câți consilieri locali și județeni n-au neamurile angajate în societățile primăriei sau ale Consiliului Județean. Și n-au neamurile angajate de acum, din 2011, da. 2012, pardon. Deci s-a produs un transfer, să vezi oameni care lucrau la Vodafone, deci bine plătiți, cum s-au dus să angajeze la, nu mai știu, la Hale și Piețe, da? Sau care lucrau la, în învățământul de câștigau prost, s-au dus la Hidro Prahova, sau care, înțelegi? Deci se întâmplă niște lucruri, deci trecând peste zona asta de parodie, de glumă, de... Dom'le, e o chestie care te căpușează și la un moment dat începe să te sufoce. Pentru că astea toate înseamnă bani plătiți de fiecare dintre noi de aici. Am văzut mai devreme. Da, apropo de bani și de firme, o să încercăm să ne ținem o rubrică permanentă a emisiunii, Țeapă la cumpărături sau Miliția Consumatorului este o rubrică pe observatorul.ph.ro. O să vedeți două exemple de produse pe care le-am descoperit cu neplăcere la McDonald's. Prima dată am vrut să beau o cafea. Mi-aduceam aminte, chiuleam la liceu pentru cafeaua de la McDonald's, care era foarte bună. Asta mi s-a servit inițial. Era o poșircă cu ușoare urme de cafea. O apă fiartă aruncată peste niște zați. Absolut oribilă la gust. Am făcut scandal și iată adevărata cafea. Așadar, dacă vreți să beți la Mac o cafea bună, faceți scandal. De vină fiind ba furnizorul de cafea, ba mașina, oricum, da. Deci, oricum nu rețeta. În opinia mea, toți care se duc să mănânce își sau să bea soarta la Mac, își merită soarta, sunt sinucigași pe termen lung. Vedem imediat și comparația face-to-face, după cum observați cea din dreapta. Lui Măresc, acolo s-ar putea să fie produsul cavității bucale a unor asta e, prietene, am pupat pe gură, tot personalul, McDonald's din centrul Ploieștiului, da? Pornind de la experimentul ăsta, mi-a făcut cu ochiul un super produs, vedem imediat despre ce este vorba. Ia uite, prietene, cum arată. Arizona Beef se numește. Deci, pe cuvântul meu, nici la câine nu-i dau. Băi, cel puțin prietene, reclamă arată bine. Și hai să spun ce conține. Citesc de pe McDonald's. Asta este comparația. Produsul este cel de deasupra. Cum că arată la fel? Bun, fii atent ce ar trebui să conțină produsul ăsta. Două felii de carne de vită 100%. Carnea aia de vită, o fie de vită, dar e tocat. N-are nicio legătură cu... E pasta aia nenorocită care rămâne după ce fac ei salamuri. Asezonate cu sare și piper, sos grill, ceapă proaspătă, castraveți murat, salată, iceberg. Brânză... Brânză bună. Brânză bună și chifla. Bun. Chifla... Chifla e mișto. E mișto. Dar ce este înăuntru? Haideți să o să vedeți. Netrucată. Băi, stai mă, tu râzi de banii tăi pentru că tu te-ai dus. Da, mă, prietene, eu am, că am zis, pe banii și pe măi omule, nu e, era vorba doar să le demonstrezi inclusiv ălora de la OPC, ălora de la McDonald's, bă,
reclama n-are absolut nicio măi, legătură frații, cu produs. N-am apucat să scriu, deci așa. Vă spun așa. E o reclamă extraordinar de periculoasă și se adresează, recunosc mai sensibil având copiii mici acum, se adresează în special mamelor la un medicament, da. O să dau numele că nu știu cum e legislația acelea. Da? Dom'le, spune așa, vine așa cu o chestie magică pe ecran, se administrează de la 3 luni. Dom'le, nu dați niciun fel de medicament, indiferent ce vă spune orice medic copiilor de 2 luni, de 3 luni, de 6 luni. Îi terminați pe viață. Da? Na. Asta mă țineam să spun, mi-am adus aminte de reclame. 12,50 lei. Păi Marius are bani, asta e concluzia. Pe... Am vrut... Băi, ți-ai meritat nu, soarta. Nu, am vrut, mă știi că nu sunt mâncător de McDonald's în ciuda... să spunem, cavității toracice aflate într-o expansiune deosebită. Mai adică bârții nesimțit. Exact. Bun. La el bârta e cavitate toracică. Așa. Am vrut doar să arăt care este diferența între reclama aia superbă și chestia aia de zic ei. Mi-ai dat o idee și uite, poate, cine știe, ne ajută Dumnezeu și avem timp și putem să facem și recomandări. Uite, vreau să vă fac câteva recomandări cu o mențiune. Zi. Pe 23 decembrie în Ploiești 500 de copii de la SGU, Poliția Comunitară și ASSC, instituții în subordinea primăriei, primesc din partea sindicatului un spectacol și la plecare o punguță din partea lui Moș Crăciun. Da. O inițiativă, deci 500 de copii odată la Casa de Cultură a Sindicatelor să vină Moș Crăciun la ei, n-au mai fost de mult la chemarea unei alte organizații de cultură politică. Mie mi se pare un gest extraordinar și, cum să spun eu, chiar îi felicit pe cei de la sindicatele astea. Sindicatul Masa, Sindicatul Poliției Comunitare. Bun. O chestie extraordinară, da? Bun. Omule, oamenii ăștia s-au dus, asta vreau să spun înainte de a face și reclamă, s-au dus cu cereri de sponsorizare la toate supermarketurile din Ploiești. Da? Răspunsul a fost... Nu se poate, nu avem, e prea târziu, nu ne-a anunțat din timp, durează mult hârțogăraia, am lichidat stocurile, nu putem să vă dăm. Da? Bun. Ce se întâmplă? Ce e bine să știe toți ploieștenii. Deci, supermarketurile toate din Ploiești au refuzat, da, să contribuie la punguțele, la 500 de copii din Ploiești și din apropiere, ale unor angajați ai primăriei, care oricum sunt prost plătiți, foarte prost plătiți, dar clienții ai lor, da, să contribuie cu o bomboană. Nu s-a putut. Cu o bomboană, da? Și ce vreau, e un apel, eu am scris, intrat și pe Observator, vă rog mult, dacă conving în Ploieștiul ăsta un om să nu cumpere de la supermarketurile din Ploiești sau de la mall-uri, mă simt extraordinar de fericit, înțelegi? Să nu mai ia 400-500 de lei care ți ia la un coș. Corect. Pentru că ei ce fac? Ei la ei, în țările de origine, toți sunt multinaționale, se implică, domnule, în viața societății. Da, vin cu cadouri sociale, la copii, susțin școli, susțin burse. Așa. Noi suntem sclavii lor, da? Asta iar suntem, când vine da? Vorba de întors... Aia de jupuit, le jupui și ultimul cent. Prețurile cele mai mari, mai scumpe mărfurile la noi decât în Austria, da? Mai scump la noi în mall decât în Copenhaga. Da. Da? Mai scump la... Deci, înțeleg, noi suntem numai buni de exploatat și nici o secundă nu se gândesc să întoarcă ceva. Mai mult. Sunt două chestii, de Paște și de Crăciun, nu? Mai mult, ar putea mai să mult, facă dar măcar atunci. La ei, în țările lor, asta este obligație aproape legală, ca să spun. Nu e legală, dar cutumiară, da? Se implică și fac niște chestii extraordinare. La noi nu, doar să ne stoarcă de bani. Niciun prestator de servicii de pe lângă primărie n-a făcut lucrul ăsta, da? Da? Vreau să le fie rușine. Să nu cumpărați de la supermarketurile mari, de la mall și vă dau o alternativă. Dom'le, mergeți la halele centrale, da? Luați de la Nini Măcelaru, da? Luați de la Ilie Măcelaru. Da, nu mai știu cum. Nini Măcelaru, da? Eu iau de acolo de ani de zile o super carne foarte bună, n-am avut probleme mai cu ea, da? Mai ieftin decât în supermarket. Mergeți, luați-vă pește mult mai ieftin decât în supermarket și calitativ. Da. Luați-vă pește de la hala de pește, da? Nu luați de la aia care vă vând gunoaie, că și acolo sunt unii care vând gunoaie, dar sunt și comercianți cinstiți. Și luați cu mult, mult mai ieftin decât la nenorociții ăștia de la supermarket. Da. Legumele, fructele de pe platou deci și așa încercați, mai departe. Faceți exercițiul ăsta de sărbători și dați-le și dumneavoastră o palmă în bot, cum au dat ei o ușă în nas la 500 de copii din Ploiești, da?
Bun, haideți bun. Să... E, Nini Măcelarul de... e unul care vreau să recomand și mai recomand un magazin de pâine extraordinar al unui turc, am înțeles, vis-a-vis de tot de platou Halelor, către poliție. Mergeți și vedeți acolo, de la pâine până la baclavare, niște chestii absolut fabuloase, da. Bun, haideți să... Uite, o posibilă explicație pentru atitudinea față de comunitate. O să o avem în ultimul subiect. Ai avut un editorial intitulat La Dedeman tăierea scândurii treabă grea, le-a îndoit coloanele. O să urmărim două fragmente din speech-ul pe care l-au avut oficialitățile invitate cu o zi înainte de deschiderea pentru, era să zic pentru proști, pentru clienți de la magazinul Dedeman. Primul pe care o să-l ascultăm și o să-l vedem în toată splendoarea este viceprimarul Raul Petrescu, viceprimarul Ploieștiului. Ascultați cam unul ce dintre poate... cei doi, că mereu folosesc sintagma asta, sunt doi viceprimari. Unul e Raul, altul e Iulică, Teodorescu. Da, bun. Haideți să vedeți cam cât de frumos vorbește domnul vice despre un mega, să-i zicem, investitor. Care, evident, a făcut un magazin și ne-a adus bani. Deci, bă, știi, bă, că e falul, Tache, Anche și Cadâr. Da, înțelegi? Da, exact. A venit domnul Cadâr în Ploiești. Vine prefectul, vine primarul, și-a vine toți. Și-a pus taraba. Haideți să vedem. Dacă dai voie să spun așa. Haideți să vedem, să-l ascultăm pe domnul vice Raul Petrescu. Am auzit iar povestea de succes a unui om care avea 21 de ani, inima Moldovei dădea naștere unei firme care astăzi este lider de piață. Povestea de succes a unui om care a reușit să creeze un colos și care, iată, doar în 2013 a dat ființa numai puțin de 6 astfel de magazine. Pentru municipiul Ploiești este o investiție capitală, pentru că au fost create numai puțin de 186 de locuri de muncă și pe de altă parte, putem spune că colectivul Dedeman reușește astfel să dea naștere unui cluster, unui port comercial în această zonă a orașului, în care recent un alt lanț important de supermarketuri a fost creat. Țin să le mulțumesc în mod deosebit atât domnului Dragoș Pavel, cât și echipei formidabile de tine, o echipă care reușește să performeze zilnic și care reprezintă fără doar și poate unul din secretele succesului acestei companii. O resursă tânără și calificată, permanent motivată și realizată și devotată satisfacerii intereselor clienților săi. Pe de altă parte, sigur că pentru municipiul Ploiești, care este caracterizat prin populații strânge municipare, este un magazin extrem de oportun. Pe lângă faptul că este lider de piață în fața unor coloși cu acționariat străin, vorbim de un sistem extrem de bine pus la punct și cred că astfel de investiții sunt dezirabile și de viitor în municipiul nostru. Da, la ceea ce ați urmărit dumneavoastră, nu este nicio reclamă la Dedeman, iar domnul pe care l-ați văzut vorbind atât de frumos... N-a fost chemat acolo care are fruntea înaltă și frumușel, ci pentru că e viceprimarul Ploiești. Da, este viceprimarul Ploieștiului. Relevant în acest aspect este că Dedeman a demolat fără autorizație de demolare clădiri după 3,8 hectare de teren, fără să fie deranjat de primăria Ploiești. Exact. Iar noi ce facem? Îi mulțumim, pentru mega investiție și pentru faptul că putem să spunem, a urinat pe tot ce înseamnă legislație de mediu, autorizații de construcție. Eu dacă mă duc și îmi pun un chioșc în spatele blocului, voi fi amendat de poliția locală, ITC și toate cele. Ăla care a venit, a ras clădiri, după cum spuneai tu, 3,8 hectare, n-a pățit nimic. A dat o amendă. Adică a făcut ce a vrut el în orașul ăsta, da? Este pupat în cur, îmi permite explicația, și mai este o diferență... de către reprezentantul, unul dintre reprezentanții... Mei, ai mei, nu, de Ploieștean. Da? Eu nu l-am autorizat pe domnul Petrescu, în momentul în care l-am votat, da? Să ducă să-i pupe în cur pe unii în numele meu. Mă înțelegi? Care... De asta mi s-a părut ridicol și incredibil de ridicol. Da, să ducă numele lui, personal. Eu, Raul Petrescu, cetățean al Ploieștiului, punct. Îmi vine să stau în genunchi în fața voastră și să vă pup papucu, că îmi place Dedemanul ăsta de mor, da?
Dar nu ca viceprimar. Da? Nu ca viceprimar. O dată, a doua dată. Băi, ca să-ți dai seama ce oameni au fost acolo, a fost viceprimarul, viceprimarul Petrescu, un vicepreședinte al Consiliului Județean și, subprefectul. Da. O doamnă, da? Măi, omule, ăsta spunea 186 de locuri de muncă, ălalt 182 de locuri de muncă, ălalt 183 de locuri de muncă. Nici măcar atâta nu știam. O cifră... Da, o cifră. Toți trei au fost spici unul după altul. Pe urmă. Dom'le, vorbim de un magazin. Deci nu o fabrică. Te duci să te prosternezi în fața lui fabrica aia, Lufkin, care a făcut a un miliona plăcuță de frână, da? Te duci la Yazaki sau te duci la... Coca-Cola, oriunde. Producție, da? Te duci la Nini Măcelaru, care are măcelărie, da, înțelegi? Și crescătorie. Și care mai dă și de mâncare la niște copii. Da, te duci la ăștia și da, într-adevăr, acolo merită să le faci orice facilități. Dar omul ăsta care a venit de demanul, a venit să vândă în ploiești, domne, nu să producă. De aceea, cu atât mai ciudată atitudinea asta, știi? Lasă demoleze, lasă radă și te duci să-i pup și papucul când vine, să rup scândura cu el. Asta mi s-a părut. Au avut totuși o recompensă de la subprefect, de deman. Doamna subprefect spunea acest Moș Crăciun. Băi, omule, dar nu mă înțelege reprezentantul guvernului, mă, să duce la Moș Crăciunul ei, ea ca persoană fizică. O șurubelniță electrică cu multe capete a fost cadoul pe care l-au primit oficialitățile. Mă, nu, cadourile au fost altele, îți dai eu scris. Ca idee. Haide să-l ascultăm și pe domnul... Ascultați-l pe acest Caragios. Nu Caragios îl cheamă, se numește Sebastian Danielescu, vicepreședintele. Deci ascultați-l și vedeți dacă nu zici că e agent de vânzări. Ca să vă aduceți aminte de personaj, este vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, care într-un interviu difuzat aici și în emisiune, spunea că nu poate să-l demite pe domnul Strâmbeanu pentru că nu-i permite contract. Bun. Ei, vă repet, nici cetățeanul ăsta n-a fost chemat la dedeman că e frumos și are părul alb, da? Haideți să-l ascultăm. E vicepreședintele Consiliului Județean, mare, o sculă, mă, o funcție publică, mă, nu te duce acolo să faci ce o să vedeți că a făcut ăsta. Haideți să-l ascultăm pe domnul Danielescu, pupând și mai apăsat sigla... Dosul, mă, dosul. Acolo sigla se pupă dosul, spun eu aia să sigla faci. Magazinului. Filmul, vă rog. S-a spus un pic mai devreme că ar fi de suprafață, mie mi se pare un magazin de profunzime prin multitudinea de vârfuri pe care mi le oferă toată la gheți. Spun la gheți pentru că prețurile, am ocazat să mă uit un pic, rafturi, prețurile sunt formidabile. În altă ordine de idei, acest magazin înseamnă 182 de locuri de muncă, noi ne bucurăm, foarte câte ori aflăm, că apar locuri de muncă în județul Prahova. În acest magazin găsim o camălare de produse care ne cumpără pe toți cei care vrem să meșterim câte ceva pe acasă și, în general, produse care au un design deosebit, produse care ne ajută și pe cei care nu știm foarte bine cum să aranjăm lucrurile. Am tras cuiful la produsele, la ornamentele pentru pomul de Crăciun. Mi se par foarte drăguțe, mi se par adecvate pentru această perioadă și sper ca în următoarele zile rafturile să rămână goale. Vă dorim succes celor de la firma Tudeman, vă dorim foarte mulți cumpărători, și vă mulțumim că ne înfrumusețați chiar să prin activitatea dumneavoastră. Era pe clar. Deci domnul Danielescu a descoperit globul. De la firma de deman. Magazin de profunzime. Cu larghețe în profunzime. Băi, Caragios ăsta, mă repet, e vicepreședintele Consiliului Județean și a mers la inaugurarea unei băcănii, înțelegi tu? A unui magazin de construcții. E lider de piață, băi, e lider de piață. Vorbește cu respect despre investitorii care rad 3,8 hectare de construcții, că așa vor ei. Fără autorizație de la primărie, nu? Da. Logic. Deci în perioada când aia demolau, să dusese și primăria să-i demoleze WC-ul unuia. Că asta a rămas eu, că era construit ilegal. La un asistat social, că avea locuință socială.
și da. S-a ridicat. Își făcuse omul WC-ul, s-a dus, mă, poliție comunitară, SGU, buldozer, bilă, să-i dărâme WC-ul ăla. L-au dat în judecată și i-au cerut despăgubiri pentru... Și în paralel, Dedemanul demola, rădea tot, fără niciun deranj. Domnul Danielescu, vedeți că mai găsiți globulețe și la obor, și în general așa, în orice magazin în care intrați, cel puțin. Băi, eu dacă aș fi de la Obi, practică, Baumax, care mai sunt din ăștia, i-aș pune poza mare. Această persoană nu are voie să intre la noi. Să-mi e atât de vânzător cum... de manu. Bă, ăsta vine să vadă ce prețuri avem, să facă, nu știu, prospect cum se cheamă. Prospect de piață, da. Îți mulțumesc, Mihai, s-a terminat emisiunea pe anul acesta. Ne revedem în ianuarie, dacă ne ajută Dumnezeu și mai avem bani să plătim facturile. La revedere!